Salut, sunt Alex și bine te-am pe canalul nostru de educație financiară. Înainte de a începe acest episod, nu uitați să dați și voi un like, un share și un subscribe pentru că mă ajută foarte mult și un comentariu cu ce dividend ați primit voi de la SNP și dacă ați primit în primul rând dividend de la SNP. Bun, după cum ați observat și în thumbnail, în acest episod o să vă prezint ce am făcut și ce dividend am primit eu de la SNP. Ideea este că dividendul la SNP nu este destul de mare, dar măcar este și orice venit pasiv este un plus pentru mine în momentul de față. Și haideți să ne uităm noi mai bine aici ce avem, da? O să, dăm, o să intrăm frumos aici pe SNP, pentru că asta ne interesează în momentul de față și o să dăm până în capăt, să vedem și un cost total, da? Deci, dacă ne uităm puțin, nu știu dacă vedeți de cameră, o să dau un camera în jos ca să vedeți. Da, deci... Avem un fel următor. Uh, am primit, dacă dăm pe activitate și intrăm la dividend, vedem aici de tip de dividende, da? Nu pot numele dă pe tip de dividende. Mă rog, pe tip dividend aici avem simbolul RON, o cantitate de 8.85, adică am primit 8 play și 85 de bani. Dividend în lei. Vedem suma aici încă o dată, RON valută și dacă ne uităm în capăt, la observație avem dividend SNP, cum și aici avem dividend fondul proprietatea. Da? În momentul de față nu putem să comparăm dividendul de la fondul proprietatea cu dividendul de la SNP, pentru că fondul proprietatea a dat un dividend special de 89% sau ceva de genul și SNP a dat un dividend yield de, nici nu mai știu, 7-8%, nici nu știu, nu mai am idee, că nu m-am uitat. Dar vreau să vă prezint că mi-a intrat acest dividend în portofoliu. 9 lei nu este o sumă mare. Am primit această sumă de 9 lei, mă rog, 8,85, din... 219 acțiuni la OMV Petrom, ceea ce valorează în momentul de față, dacă dăm și noi în capăt, un cost total de 108 lei. Mă rog, 108 lei am investit, valoarea este de 122 de lei. Deci avem un profit de 12 euro în momentul de față pe OMV Petrom, plus 8,85 dividend sau hai să zicem 9 lei ca să fie o sumă fixă. Avem un profit pe OMV Petrom de 21 de lei. 21 de lei din 108 lei ar veni undeva la 18-19% randament dacă aș vinde și această companie. Ideea e că nu am investit foarte mult în MVP Petrom, pentru că după cum am prezentat și în episoadele trecute, major, capitalul meu în mare parte s-a dus pe fondul proprietatea care mi-a adus și un dividend destul de frumos și la fel în momentul de față dacă aș vinde eu aș ieși pe profit calculând dividendul și valoarea, evaluarea în momentul de față a acțiunilor pe fondul proprietatea. Dar lăsăm fondul proprietatea că nu fondul proprietatea este discuția episodului acesta. Discuția episodului acesta este OMV Petrom pentru că uh, acum E prima dată când intru uh, și am să am o reacție live cu voi. Uitându-ne aici, da, deci uh, a avut o deschidere de... De fapt nu ne uităm la deschidere, nu e bine deschidere. Am avut o închidere de 0.5970, vedeți acolo în dreapta jos, cred că nu vedeți iar de webcam. Da, nu vedeți iar de webcam, o să mutăm webcam aici în stânga ca să putem să ne uităm între timp și după aia mutăm înapoi, da? Deci, vedem aici... Uh, am avut o, deschidere, o închidere pe 0.56, mă rog, aici cea mai mare a fost un un 0,5670 aici am avut o închidere pe 0,59 adică a scăzut cu valoarea dividendului nu știu dacă a scăzut cu mai mult sau cu mai puțin 59,70 și a ajuns la un bottom de 56 deci să zicem că a scăzut cu valoarea dividendului acțiunea de la OMV Petrom, ceea ce nu este neapărat rău pentru că de obicei când primești dividendul la o companie de obicei acea companie mai ales cum și pe bursa de valori București a scăzut cu dividendul, adică nu se mai tranzacționează dividendul în acțiunea respectivă. Cum a fost și la fondul proprietatea, dacă mergem și dăm și noi aici pe 3 luni, ca să vedem un grafic mai mare așa puțin. Vedeți aici a fost ultima închidere pe 1,9840 de lei per acțiune la fondul proprietatea și după dividendul de 1,72 ceva, am avut o deschidere la 0,32, da? Și la fel în acea zi o creștere de 16% dacă putem să ne uităm în colțul din dreapta jos. Bun. Acum, mutăm înapoi face ul sus pentru că ați văzut în mare parte ce era de văzut. O să intrăm înapoi pe MVP Petrom. Și... două secunde. Nu știu pe ce mi-a intrat, nu mi-a intrat bine. Așa. Bun. Ideea este că OMV Petrom mi-a oferit acest dividend de 9 lei un dividend foarte mic, probabil banii o să-i scot, nu o să-i în contul de trade, o să stau cu cash la mine în portofoliu, la mine în cont și după aia o să, o să, vedem că nu o să mai fie oportunități de cumpărare și o să cumpărăm în limita cash-ului disponibil, da? Ideea este că, după cum ați putut și noi observa în episoadele trecute, o să urmeze și un dividend de la TLP, de la Banca Transilvania. Nu mă panichez în momentul de față, 4812 lei, este suma, evaluarea totală a portofoliului meu de investiții. Dar eu am investit undeva 4.600 de lei, dacă nu mă știu, sau ceva de genul. Sau 4.840, nici nu mai știu, o să mă uit și o să vă spun, o să vă scriu un comentarii, da? Vă verificați secțiunea de comentarii și lăsați și voi un comentariu ce părere aveți despre portofoliul meu și ce aș putea să mai adaug. O să vreau să discutăm, să facem și un topic acolo în care să vorbim puțin despre anumite companii. Azi este cum dividendul... 1,13 la Banca Transilvania. Uh, nu are o creștere foarte mare, aici are o scădere, scădere. Pe 3 luni, da, vedem o creștere de 10%, pe 6 luni, 32%, o creștere foarte mare, dacă mă întrebați pe mine. Pe 1 an, 51,75% și pe 5 ani, 63%, 63%. Bine, nu vedem un all time un grafic de all-time, doar pe 5 ani, dar uh, ne mulțumim și cu ce avem în momentul de față. Bun, dar pe OMV Petrom, ca să revenim puțin la subiect și să nu ne abatem, OMV Petrom este o companie de viitor, a spus eu, pentru că din punct de vedere a cifrelor și dacă ne uităm aici și la capitalizare, are o capitalizare destul de mare, este una dintre cele mai mari companii din România și cele mai lichide chiar pe bursa de valori București și o să mi-aduc o cotizație din cash meu în portofoliu și în această companie. Ideea ar fi că fonduri proprietate oricum nu o să vând. Romgazul și Nuclear Electric, OMV, Petron, Banca Transilvania sunt companii pe care oricum o să le achiziționez în portofoliu și o să mai fie și alte companii, dar așteptăm și alte dividende și alți bani care poate să intre în portofoliul nostru să creăm un venit pasiv până la urmă ca să ne dorim toți, da? La fel cum eu am reușit să iau 9 lei dividend de pe OMV Trom fără să fac nimic decât să-mi las banii acolo și la fel banii să mai producă încă 13%. Nu este o sumă mare, dar nu vă gândiți că este o sumă mare. Dar ne gândim ca idee, da? pentru că psihologic, dacă ne uităm, noi câștigăm. Și ceea ce o să ne încurajeze să investim și mai mult și câteodată să și pierdem dacă nu ne controlăm sentimentele. Cu acestea fiind spuse, eu am fost Alex, Uh, Vreau să vă arăt pe portofoliu, da? 9 lei, dividend, frumos, banii o să-i scoatem și o să vedem după în ce îi punem. Poate punem în 3 din 2, 1, 2, în următoare lună când punem 100 de euro sau poate o să lăsăm și aici. Dacă doriți să mai fac episoade cu Bursa de Valori București, lăsați în comentariu. Vreau episod cu Bursa de Valori București și o să aduc cei 100 de euro de pe 3 din 2, 1, 2, pe Bursa de Valori București și vedem cum putem să îi împărțim să achiziționăm anumite companii. Mă gândesc 100 de euro e destul de puțin pe Bursa de Valori București, poate o să duc 200 de euro. Lăsați în comentarii și vom deschide un topic și vom vedea. Cu acestea fiind spus, eu am fost tare, îți mulțumesc de vizualizare și ne vom auzi la următorul episod. Ceau, ceau! Nu uitați, dividendele la, banca la Banca da? Ciao ciao.